Bună seara tuturor! Vă mărturisesc că am venit cu foarte multă emoție la acest eveniment pe care îl aștept chiar de la debutul mandatului meu de ministru al culturii. Și cu toate că eram emoționată, filmulețul de prezentare, muzica, această întâlnire față în față cu dumneavoastră, pur și simplu simt că m-am copleșit. Așa că o să vă rog să fiți îngăduitori și să primiți motivațiile care ne-au adus astăzi împreună în acest moment atât de frumos. Frumos așa, în sensul lui curat. Când am ajuns ministru al culturii, o bună prietenă a mea, pe nume Brândușa Armanca, m-a sunat și mi-a zis: Raluca, haide să facem un gest nobil, corect, de dreptate, de prețuire. Haideți să propuneți voi, Ministerul Culturii, președintelui României, decorarea lui Ilie Stepan și a formației Promuzica. Și zis și făcut. A fost o bucurie pentru mine să citesc despre Ilie Stepan și formația Promuzica, pentru că una este să crești oarecum cu muzica acestor monștri sacri, permiteți-mi să le spun așa, pentru că asta sunteți pentru mine, cu muzica pe care o ascultau părinții mei, pentru că și ei gândeau și vibrau cu dumneavoastră. Și una este să poți să realizezi cu adevărat acest gest de recunoaștere publică. Și de Ziua Internațională a Muzicii, președintele României, Klaus Iohannis, a decis decorarea atât a lui Ilie Stepan, cât și a formației Promuzica, cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler. Iar astăzi eu sunt aici pentru a prezenta o parte mică, infimă, din argumentele Ministerului Culturii pentru aceste decorații. Ordinul se acordă pentru întreaga carieră, pentru ceea ce ați realizat dumneavoastră într-o viață profesională, dar și prin valorile pe care ați reușit să le insuflați pentru generații și generații. Dumneavoastră nu doar ați creat muzică, nu doar ați adus un omagiu unui oraș și unei comunități într-un moment de cumpănă. Dumneavoastră ați inspirat generații și generații în spiritul valorilor civice, în spiritul valorilor de libertate, dreptate, justiție, șanse egale, pentru că până la urmă, atunci când ajungi să lupți pentru dreptate, îți dorești ca oamenii să plece în viață cu șanse egale. Deci dumneavoastră sunteți mentor pentru generații de oameni. În același timp, a mai existat în tot acest proces un lucru extraordinar de emoționant, și anume, domnul Ilie Stepan, când am vorbit cu dumnealui, mi-a zis: Doamna ministru, vă rog frumos, această decorație nu este doar pentru mine, este și pentru echipa mea. Și așa este, pentru că aici în față avem un om și o echipă, un chitarist și o formație, avem oameni care au simțit la fel și care au legat suflete de locuri și de momente. Și cred că întreaga dumneavoastră carieră profesională este, de fapt, o declarație de dragoste pentru muzică, pentru oameni, pentru chitară, domnule Stepan, pentru ce avem noi mai de preț. Și, până la urmă, acest filmuleț pe care l-am văzut astăzi, cred că ne duce pe toți la o singură concluzie. Țara asta merge înainte și datorită unor oameni care în momente de cumpănă sunt dispuși să lupte până la urma picătură de sânge pentru crezurile pe care ei le au.
Eu vă mulțumesc că dumneavoastră ați reușit să oferiți Timișoarei și României această memorie vie a unor oameni care și-au sacrificat viața pentru crezurile și idealurile lor. Și pentru că domnul Ștefan, într-un spirit atât de altruist, m-a rugat să citesc toți membrii formației, o voi face. Și în felul acesta, permiteți-mi să le mulțumesc lui Ilie Ștefan, Doru Abreotesei și Dorel Eugen Tiț, fundatori, Dietrich Krause, Grigore Bujor, Hariga, Horea Silvu Crișoven, Bogdan Nachi, Mario Emil Florescu, Vasile Tolca, Marian Potangiu. Vă rog să-i aplaudăm! Și în calitate de ministru al culturii vă mai spun atât. Am datoria în fiecare zi de mandat ca oameni care au marcat nu doar generații, ci și evoluții istorice și culturale să fie în atenția și în memoria mai ales a tinerei generații. Pentru că ei sunt cei care ne vor reprezenta mâine. Ei sunt societatea care va funcționa în anii care vor urma și dacă noi vom reuși să punem accent pe lucruri de calitate, să punem în valoare investiții, actă la adevărata maestria celor care au creat și investițiile în patrimoniu și în patrimoniul material, cred că sădim ceva la o formare sănătoasă și corectă a generației de mâine. Vă mulțumesc pentru privilegiul ca în calitate de ministru al culturii să pot să fiu alături de dumneavoastră și să vă mânez aceste decorații.